Ea este Tara, o cățelușă pe care bărbatul din Leordeni o crește de când a găsit-o abandonată. Fifi și Malca, doi pisoi fără cine știe ce rasă recunoscută și ei pripășiți în curtea din Leordeni, după ce au fost aruncați în stradă, s-au atașat de ea. Valabilă este și viceversa, cățelușa e atât de atașată de pisoi încât respinge pericolul de fiecare dată când simte că puii ei nu sunt în siguranță. Proprietarul a fost chiar mușcat de mână de câinele care își apăra pisoii. Foarte posesivă. Este o cățelușă foarte mică de vârstă, are 3 luni și dat fiind faptul, cred eu, că nu a avut nici ea părinți, a fost abandonată și pisoii respectiv au fost abandonați, s-au atașat unii de alții, pisicile crezând că cățelușa este mama lor. Și v-au capsat deja. M-a mușcat în momentul când am vrut să le dau mâncare, neștiind că ține așa de mult la ei, m-a mușcat, a crezut că au venit să le iau pisicile. Ineditul situației a ajuns și la urechile localnicilor. Toată lumea se miră de devotamentul cățelușei față de pisoi. Am ieșit să dăm de mâncare la câini și la pisici. Și între timp ce căutam pisicile și câinii, două pisici sugeau la cățel. Ai mai văzut-o în viața mea.